spectatori, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Necenzurat. În cadrul ediției de astăzi vom aborda o temă interesantă pentru fiecare dintre noi, și anume justiția. Dar justiția pe înțelesul nostru, alături de invitații din această ediție, judecătorul specializat pe drept penal Cristi Danileț și avocatul Bogdan Ilea, decanul baroului Sălaj și ne mândrim cel mai tânăr decan de barou din țară, vom vorbi despre educație juridică, despre drept, libertate, pe înțelesul fiecăruia dintre noi. Încercăm să lăsăm puțin termenii de specialitate într-o parte și să-i explicăm cu cuvinte mai simple, mai accesibile. Bine ați venit și mă bucur tare mult că ați putut accepta invitația noastră. Să rămână, bine v-am găsit. Oricând, cu mare drag, doar timpul ne împiedică să ne vedem mai des. Mulțumim pentru invitație. Mă bucur tare mult, domnule avocat, că ați putut fi alături de noi, domnule judecător, ați putut fi alături de noi. Începutul educației juridice, bineînțeles, nu poate să fie conceptualizat fără o simplă întrebare. De ce avem nevoie de educație juridică? De ce copiii, de ce tinerii, de ce elevii, de ce adulții, până la urmă, au nevoie să știe de sistemul juridic? Din două motive. Pe de o parte, în România sunt foarte multe legi, pe de altă parte, în România foarte multe persoane sunt implicate în dosare aflate în curs de derulare la instanțele din România. Dacă vreți o statistică, avem în România în momentul de față 9250 de legi, ordonanțe și ordonanțe de urgență în vigoare, care trebuie cunoscute de fiecare cetățean al țării. Pe de altă parte, avem anual cam 4 milioane de adulți implicați în dosare penale și civile în cadrul instanțelor din România. Ce am sesizat ca practician al dreptului de 18 ani de acum, faptul că cei care vin în fața judecătorilor, de cele mai multe ori, nu își cunosc drepturile, nu își cunosc obligațiile și uneori pierd cu dreptatea în mână, cum se spune, pentru că nu cunosc o anumită procedură care trebuie de urmat atunci când vii în contact cu justiția, cu organele judiciare. Cred că este necesar așadar ca toți cetățenii să dobândească anumite cunoștințe, le-aș spune de bază, minimale, despre cum funcționează statul român, despre care sunt cele mai importante legi, despre cele mai importante reguli care trebuie cunoscute și despre cum funcționează și este organizată justiția română. În urmă cu câțiva ani, domnule judecător, dacă îmi permiteți, ați inițiat pe blogul dumneavoastră personal o secție specială, În dialog cu voi, prin care încercați să explicați probleme de justiție pe înțelesul auditoriului sau pe înțelesul publicului larg. După câțiva ani, ați inițiat un alt proiect și care s-a dezvoltat, spun eu frumos, de educație juridică pentru elevi. De ce au fost necesare aceste proiecte din experiența dumneavoastră ca magistrat? În anul 2007 am fost primul magistrat din țară care a avut îndrăzneala să-și deschidă un blog. Numai că blogul are și o secțiune de comentarii. La fiecare postare de-a mea, prin care încercam să explic o normă juridică, o lege nouă apărută, am început să primesc întrebări de la cetățeni, diverse, dar în legătură, desigur, cu justiția și cu legile. Legea îmi interzice însă să comentez dosare, cauze, nu pot să dau sfaturi juridice, pentru asta avem avocați, însă chestiunile generale, de principiu, am voie să le explic. Și atunci, explicând și explicând în fiecare zi, am ajuns la concluzia că ar trebui cumva să adun într-un loc aceste comentarii de la postări. Așa s-a născut această rubrică specială de pe blogul meu, cristidanileț.wordpress.com, rubrică pe care o țin, cred că de acum sunt vreo 7 ani de zile, de când țin rubrica respectivă. În paralel, am spus, dacă este într-adevăr această sete de cunoaștere în domeniul justiției, dacă atât de multe necunoscute sunt pentru cetățenii obișnuiți, ar trebui cumva să educăm, dar nu poți să educi adulții. Ar trebui să începem undeva, într-un mod sistematizat, probabil de la tineri, de la copii, având în vedere că ei sunt organizați, sunt în școli, având în vedere că acolo informația este cât de cât structurată, ar trebui să ajungem la copii. Ideal ar fi să avem o materie în curriculum școlar intitulat chiar așa educație juridică, alături de alte materii absolut necesare, cum ar fi educație financiară, educație sexuală, educație religioasă, educație politică, educație nutrițională. Dacă vreți, trebuie să pregătim copiii pentru viață, nu pentru examene.
Și având în vedere că atât de mulți adulți sunt implicați în actul de justiție, și probabil imediat vom vorbi și despre minori implicați în actul de justiție, cred că ar trebui să educăm viitorii adulți încă de pe băncile școlii, cel puțin cu privire la drept, justiție, legi, reguli, drepturi și îndatoriri. O parte dintre cunoștințele legate de drept se aflau în manualele de educație civică. De ce ar fi nevoie de educație juridică și nu doar educația civică? Educația civică s-a introdus într-adevăr undeva pe la sfârșitul anilor 90, urmare a unei recomandări a Consiliului Europei adresată tuturor statelor membre, astăzi suntem 47 de state membre în Consiliul Europei, prin care au fost îndrumate statele să introducă o materie prin care să se explice copiilor ce înseamnă cetățean, ce înseamnă țară, ce înseamnă structurile europene și ce înseamnă de fapt a trăi tu în mijlocul societății. Educația juridică merge mai punctat, mai în amănunt, și anume ce ar trebui să faci tu când ești agresat, în cât timp și cui ar trebui să te adresezi. Ce drepturi ai când ești prins, surprins într-un tren sau într-un autobuz fără bilet? De la ce vârstă ai voie să ai un permis de conducere? Pe ce parte a străzii se merge la țară, de exemplu, unde nu ai trotuar? Care sunt condițiile în care pot fi crescute animalele acasă și care sunt regulile de plimbare a animalelor pe stradă? Care sunt regulile de comportament în școală și ce sancțiuni ne pasc dacă încălcăm regulile de la școală. Ei, toate aceste aspecte trebuie studiate, cred, la o materie de genul educației juridice. Dar nu este neapărat să fie în curriculum școlar. Vedeți că și acum nu avem această materie în curriculum școlar, dar o putem preda astfel de noțiuni sau putem discuta astfel de noțiuni în cadrul unor întâlniri, hai să le spunem, amicale, non-formale cu copiii, cum este și cea la care am participat aici la Zalău. Domnule decan, având în vedere că, bineînțeles, sunteți avocat, ca atare aveți această expertiză de a acorda sfaturi juridice. Sunt cunoscute normele juridice între adulți? Am vorbit până acum de copii, revenind la grupa de adulți. Se adresează dumneavoastră, persoanele care se adresează, își cunosc drepturile, obligațiile, îndatoririle? De foarte multe ori adulții, sau nici măcar adulții, nu își cunosc drepturile și obligațiile care le revin. Însă pentru ei de multe ori este târziu. Au un loc de muncă, au o familie, nu mai au timp să-și cultive această cultură juridică. Pentru tineri, pentru adolescenți, pentru liceeni, însă nu este deloc târziu. Ei sunt la momentul în care cultura și personalitatea lor le sunt în formare. În timpul liceului și în timpul facultății sunt perioadele și cumulat este perioada în care personalitatea individului se formează cel mai puternic, cel mai amprentat. De aceea, cred că este bine ca din timpul liceului să li se cultive acest interes pentru cultura juridică. Pentru că la 14 ani nu primim doar buletinul în care avem o poză mai mult sau mai puțin reușită. Primim niște drepturi și obligații. Obligațiile sunt cele care trebuie să ne preocupe cel mai mult. La 18 ani nu primim doar dreptul de a vota. Primim dreptul de a vota o dată. Nu putem vota de 15 ori. Trebuie să fim informați despre obligațiile care ne revin după 18 ani, pentru că, așa cum spunea domnul judecător, încă din antichitate a fost consacrat unul dintre principiile oricărui sistem de drept, potrivit căreia nimeni nu poate invoca necunoașterea legii. Nu poți să invoci faptul că nu ai cunoscut o lege pe care ai încălcat-o, sperând în acest context să scapi nepedepsit. De aceea cred că este important ca tinerii care la terminarea liceului, într-un fel sau altul, fie că pleacă la facultate, fie că își găsesc un loc de muncă, fie că suprapun cele două, plecatul la facultate cu găsirea unui loc de muncă, pleacă oarecum de lângă părinții care până atunci îi ocroteau, îi menajau de grijile și obligațiile de semi-adult, acum după 18 ani devenind adult, trebuie să-și asume în mod conștient obligațiile
pe care le au, drepturile pe care le au și să se apere de posibilele pericole pe care le vor întâmpina cu siguranță în viață. Astfel încât să nu ajungă nici autori ai unor fapte, pentru că nu vor putea invoca necunoașterea legii, dar să nu ajungă nici victime din neștiință. Și victimă din neștiință poți ajunge atunci când ești suficient de naiv pentru a crede că toată lumea, toți necunoscuții cu care te întâlnești în viață, îți vor neapărat binele. Ori, rolul acestui curs, acestei dizertații, care nu își propune să epuizeze subiectul despre educația juridică, este, spuneam, rolul acestei dizertații este de a atrage atenția adolescentului, individului, adultului în formare, asupra importanței pe care cunoașterea acestei părți a educației sau formarea acestei părți a educației o are în formarea sa ca individ. Pentru că un om care are două mâini, două picioare, poate să alerge, poate să facă orice. Un om care nu are educația juridică este ca și un individ care i-a lipsit un braț, în opinia mea. Mă voi opri asupra două cuvinte spuse de domnul decan. Victime prin neștiință, de altfel trec cu o prepoziție. Când ajungem victime prin neștiință, vorbind de minori, minorii prin tradiție considerăm cei inocenți, cei nevinovați, cei care nu știu. Dar și când vorbim de minori, vorbim de două paradoxuri, cel puțin în ultima perioadă. Infracționalitatea din ce în ce mai ridicată în ceea ce privește faptele comise de minori, inclusiv de materie penală, dar și numărul de minori care au căzut victime. Pe de o parte vorbim de o problemă, victime sociale, au ajuns să fie infractori la vârste fragede, pe de altă parte vorbim de victime în sensul de vulnerabilitate. Cum vedeți dumneavoastră această tendință și cum poate fi adresată problema aceasta? În ultimii 5 ani de zile, statisticile sunt îngrijorătoare, și anume numărul de minori implicați în dosarele penale din România se află în creștere. Este în creștere. Atât ca autori, cât și ca victime, minorii sunt din ce în ce mai prezenți în fața polițiștilor și a procurorilor, respectiv în fața judecătorilor. Ce infracțiuni se comit de către și asupra minorilor? Păi vă dau câteva date care îmi vin acum în minte. Închipuiți-vă că în fiecare zi în România unui minor îi se fură un bun sau este lovit și se fură un bun, deci se comite o tâlhărie și persoana respectivă, autorul, este trimisă în judecată. În fiecare zi avem în România o persoană trimisă în judecată pentru că agresează sexual un minor. Odată la 3 zile o persoană sau mai multe persoane sunt trimise în judecată pentru că violează un minor. Odată la 3 zile avem un minor omorât. Odată pe lună un minor este omorât în propria sa familie, este omorât în bătaie, în propria sa familie. Avem minori între 14 și 18 ani care tâlhăresc, care omoară, care violează. Spuneam că cifrele acestea sunt îngrijorătoare și cauzele depășesc o analiză simplă din partea unui jurist. Dacă vreți, cauzele sunt complexe, în condițiile economice, cu cele culturale, cu cele sociale și poate chiar și nevoia de informație juridică ar putea intra în acest context al cauzelor sau condițiilor de săvârșire a unor fapte. Ce vreau să spun este următorul aspect. Minorilor trebuie să li se dezvolte încă de mici simțul acesta al legalității, pe care, sincer, în România eu nu-l văd nici măcar la adulți. Noi am fost educați cu sintagme de genul legea e făcută ca să fie încălcată, de genul eu te-am făcut, eu te omor, unde dă tata crește, bătaia e ruptă din rai, românul nu fură, românul se descurcă. Lasă că merge și așa. Ei, ne-am educat într-o astfel de mentalitate al ocolirii legii, al încălcării legii, al toleranței, al complicității la încălcarea legii. Acum de câțiva ani de zile, cel puțin de când vorbim de reforma justiției, în paralel se dezvoltă un nou concept al supremației legii sau al statului de drept, cum mi se mai spune. Asta înseamnă că legea trebuie cunoscută, că legea trebuie respectată de către toată lumea,
că toți cei care încalcă legea trebuie să răspundă în mod egal în fața judecătorilor. Ori, dacă vorbim de necesitatea de a respecta legea, automat cred, intervine și necesitatea de a cunoaște legea. Ori, cine și când ne învață să respectăm legile? Câte legi sunt? Păi, acum v-am spus că avem 9250 de legi. Când avem noi timp să le citim pe toate? Când avem timp să le înțelegem pe toate, să le respectăm pe toate? Vă spun că nu este posibil, însă avem niște reguli de bun simț, avem intuiție, avem o conștiință care ne spune la un moment dat ce avem voie și ce nu avem voie să facem. Dar cred că ar trebui existat o metodă clară, organizată de predarea unor astfel de informații juridice. Pentru că dacă noi nu le avem, o să ajungem să fim manipulați. Să fim manipulați de cei din jurul nostru, să fim manipulați în mass media, unde deseori infractorii ni se prezintă ca niște victime ale sistemului, unde deseori judecătorii sau procurorii sunt priviți ca niște inamici ai populației, unde de fapt legea este privită ca o modalitate de asuprire a oamenilor și nu de conturarea libertăților. Cred că aceste răsturnări de valori trebuie să nu se petreacă. În România trebuie să știm clar că funcționează o democrație. Asta înseamnă că legea este deasupra tuturor, oamenii nu se supun altor oameni, ci oamenii se supun numai legii, că înșiși oamenii legii trebuie să respecte și să aplice în mod corect legea și că toți cei care încalcă legea trebuie să răspundă. Asta nu înseamnă că justiția este făcută să trimită oamenii la închisoare, nici vorbă. Justiția este făcută să protejeze drepturile și numai cei periculoși care încalcă cele mai serioase reguli din codul penal, doar aceia ajung la închisoare. Da, așa este. Foarte frumoasă locuțiune. Trebuie să vă amintesc de un proiect care, cel puțin mie, mi-a fost foarte, foarte drag. Pe portalul dumneavoastră, educațiejuridică.ro, de fapt, portalul acestui proiect, avem, la un moment dat, pe lângă lecțiile interactive susținute de dumneavoastră și de voluntarii asociației vedemjust.ro, o melodie. Nu mai merge așa. Cum ați realizat acest proiect? Mulți tineri, foarte, foarte plin de inițiativă, a spune spirit civic, tocmai asta denunță. Nu mai merge așa în viața mea. Este, dacă vreți, mesajul care însoțește nevoia de schimbare, de la mentalitatea veche de care vorbeam, cu de genul legea e făcută ca să fie încălcată, lasă că toți fac așa, sau lasă lucrurile așa că nu se întâmplă oricum nimic, să schimbăm așadar mentalitatea asta învechită cu una de tip nou. Adică cu decizia noastră de a lupta împotriva nedreptăților, de a lupta împotriva ilegalității. De aici și mesajul piesei Stai că nu mai merge așa, pe care o cântă un puști, un rocker. Am avut sugestia aceasta de a prezenta într-o formă atractivă, știu, mesajul proiectului, niște autori, el compozitor, Walter Dionise, și soția sa, poetă, și cea care a scris versurile, Ancuța Dionise, au fost de acord să producă această piesă în mod gratuit. Puștiu, care a venit să cânte, Paul Mititelu, un prieten de acum de-al meu, s-a oferit să cânte, are o voce extraordinară, versurile sunt foarte pline de mesaj. Decât să facă dreptate în țară, mai bine decât să îl aștept pe Țepeș să facă dreptate în țară, mai bine să învăț eu ce-i legea și acasă și la școală. Cred că avem nevoie de astfel de simboluri, de astfel de mesaje. Noi am încercat prin acest clip muzical, sper să mai am și alte colaborări, o să încerc și filmulețe micuțe educative cu subiecte, cu exemple pe care copiii le găsesc în carte și, desigur, cartea Educație Juridică pentru Liceeni, ghid practic despre legi și justiție, pe care oricine o poate downloada de pe internet. Visez chiar vremea când, că va veni o vreme când voi scrie o carte de acest gen pentru adulți, pentru că mi-au cerut mulți adulți să citească o astfel de carte. N-au timp adulții să citească sau nu pot să înțeleagă o carte de drept. Vor o carte pe înțelesul lor, ceva educație juridică pentru adulți. Probabil o să scriu și așa ceva odată cu trecerea timpului. Părerea mea este că poate fi răsfoită cu succes și de un adult și înțelege foarte clar noțiunile de drept. Mă întorc la dumneavoastră, domnule decan, în calitate de practician, de teoretician, de specialist în domeniul juridic. Ce înseamnă pentru dumneavoastră statul de drept?
Vorbind de statul de drept, până la urmă vă adresați în instanță de fiecare dată când aveți un client. Apărăm statul de drept. Pe înțelesul tuturor, statul de drept înseamnă că drepturile tale se întind până la limita drepturilor celorlalți. Și atunci trebuie să-ți cunoști foarte bine drepturile pentru a ști că nu e singurul care are drepturi și pentru a ști în acest fel să respecti și drepturile celorlalți. Pentru că drepturile celorlalți se transformă în obligațiile tale și cam asta este interactivitatea drept-obligație care aduce cu ea, a cărui respectare aduce cu ea respectarea în esența statului de drept. Am auzit și eu, îmi cer scuze că mă întrerup, de foarte multe ori sintagma las că merge așa, sau mulți clienți pe care i-am consiliat sau i-am asistat, mi-au venit cu următorul argument sau următoarea scuză. Păi de ce numai pe mine? Mă, că toată lumea face. Nu e o scuză. N-am știut, spuneam adineori, n-am știut sau de ce numai eu sau de ce tocmai eu. Asta e apanajul autorităților judiciare să decidă de ce s-au sesizat în legătură cu anumită faptă sau cu anumită persoană. Dar faptul că toată lumea fură, deci și eu fur, ca să luăm un exemplu la îndemână, nu e o scuză și nu poate fi primită în instanță. De aceea le spun tuturor clienților pe care îi reprezint că necunoașterea, ignoranța, prostia sau orice altă formă de indolență în ceea ce privește drepturile sau cu atât mai mult obligațiile lor, nu este o scuză și nu este o formă de apărare. Și nu puteți să-i apărați pe baza acestor prerogative. Continuând discuția, revenind la proiectul de educație juridică, să vă întreb mai general, cum ar putea sistemul de învățământ să-i responsabilizeze pe tineri pentru apărarea acestui stat de drept, de care am întrebat frumos ceea ce înseamnă? Vedeți, statul de drept este o valoare de care România a auzit cam de prin 2012 încoace. Înainte, nu, noi ca practicieni știam de această noțiune, o foloseam această sintagmă în anul întâi la drept constituțional, la Facultatea de Drept. În rest, nu prea s-a vorbit în România, dar evenimentele politice, sociopolitice din vara fierbinte a lui 2012 au făcut să se perpetueze în spațiu public această sintagmă stat de drept. Cum am spus și mai devreme, este timpul să convingem populația că legea, dacă există, ea trebuie respectată și trebuie cunoscută. Ori, sistemul de învățământ din România în momentul de față nu se centrează pe democrație, pe drepturile omului, pe drepturile copilului, pe civilitate, pe alteritate, ci mai degrabă sistemul de învățământ din România, educațional din prezent, se centrează pe chestiuni tehnice. Învățăm formule la fizică, dar noi nu știm să măsurăm un unghi la casă când ne construim. Învățăm formule la matematică, dar nu o să știm niciodată la ce ne folosesc matriciile sau, operațiunile cu diferențiale, am făcut noi prin clasa 12. Învățăm limba latină, dar nu știm două vorbe în engleză sau în franceză, deși toată lumea folosește internetul. Învățăm rugăciuni la educație religioasă, dar nu putem fi toleranți la religii precum islamismul. Și de aici manifestările islamofobe. Cred că învățăm, de exemplu, că avem dreptul să ne căsătorim la anumită vârstă și deci să avem copii, dar nu acceptăm că există copii și din afara căsătoriei cu aceeași poziție, cu aceleași drepturi și obligații, cu același regim ca acei copii din căsătorie. Iată o dezbatere interesantă în România în aceste zile cu privire la familie, dacă trebuie să modificăm sau nu Constituția. Ori, vedeți, pentru mine ca jurist, unele din aceste fenomene pe care vi le-am relatat sunt de-a dreptul hilare. Din punct de vedere juridic, sunt niște inepții. Însă populația nu știe, nu se poate implica în mod autentic în dezbatere pentru că nu are informații. De exemplu, sunt unii cu care am vorbit care au impresia că dacă modificăm definiția familie din Constituție, dispar homosexuale din România. Ei pentru asta au semnat, asta vor să se întâmple. Bineînțeles că nu se va întâmpla așa ceva. Ori cred că populația trebuie să fie cu adevărat informată.
Și acum școala ar putea, are ca opțiune să includă astfel de lecții de educație juridică mai întâi în stil non-formal, adică la orele de diriginție, să cheme un judecător, un procuror, un avocat, să explice copiilor pe înțelesul lor câteva noțiuni minime despre lege și justiție. De asemenea, în baza unui protocol pe care Ministerul Justiției și CSM-ul l-a semnat cu Ministerul Educației încă din octombrie 2013, orice profesor, orice diriginte din România are posibilitatea să ia clasa sa de copii să meargă într-o vizită, într-o instanță sau într-un parchet din România. Să stea de vorbă cu un magistrat chiar la locul muncii sale, să vadă copiii un dosar sau să vadă, știu, un cod, o lege cum arată. În al doilea rând, am văzut două sau trei acte guvernamentale prin care miniștrii s-au obligat din 2019 să introducă în curriculum școlar o nouă materie, educație socială, i-au spus ei, în care să se predea noțiuni de democrație și de educație juridică. Mai multe informații înspre astea, mă scuzați că vă întrerup, după o scurtă pauză publicitară. Stimați telespectatori, în prima parte a emisiunii, după cum ați observat, am început să abordăm o temă interesantă, educație juridică. De ce am avea nevoie de educație juridică? Ei, sperăm ca în această ediție să vă lămurim că avem nevoie în societate de educație juridică. Alături de invitații acestei ediții, judecătorul Cristi Danileț, specializat pe drept penal, și decanul baroului Sălaj Bogdan Ilea, încercăm să abordăm principalele aspecte. Astfel că o să vă întreb, domnule judecător, dacă îmi permiteți, înainte de pauză v-am întrerupt și vorbeați despre ce ar putea face sistemul de învățământ ca să pregătească tinerii să apere statul de drept, să apere până la urmă și noțiunea de civism. Acum, continuând discuția, o să vă întreb care sunt principalele cunoștințe care le însușesc elevii prin aceste cursuri interactive de educație juridică. Porniți, după cum am observat, de la experiența lor, de la ideea de regulă, ai regulă. Ei, cumva regula aceea se regăsește într-un act legislativ. Principalele reguli cu care copiii se confruntă în viață sunt din trei sectoare. Primul sector sau domeniu sunt regulile de acasă. Aici sunt regulile din familie, începând de la îți faci patul, faci curat, nu intri încălțat, închizi ușa când pleci, plecând până la cum ieșim în oraș, la ce, cu ce prieteni ne întâlnim, știu, când stăm pe Facebook. Astea sunt regulile din familie. Ele, de regulă, nu sunt reglementate într-o lege, ci doar nu trebuie să producem zgomote, nu trebuie să deranjăm vecinii, cam atât. Legea nu intervine în familie și trebuie să ne înțelegem foarte bine. Viața privată, intimă și de familie rămân la latitudinea individului. Statul nu trebuie să intervină în aceste domenii. Dar apoi urmează drumul către școală și asta înseamnă că mergem pe șosea sau pe trotuar. Înseamnă că folosim un mijloc de transport în comun sau mergem pe jos ca pietoni. Poate că plimbăm și animăluți cu noi. Care sunt principalele reguli de circulație, de creștere a animalelor, de comportament în mediul înconjurător, de protecția naturii și, desigur, a celorlalte persoane cu care interacționăm? Și, în fine, al treilea domeniu este cel de la școală, care este extrem, extrem de complex. Fenomenul bullying este din ce în ce mai dezvoltat în România, adică acea hărțuire, batjocorire a copiilor, mergând până la chestiuni de copiat, de plagiat, de agresiunea altor elevi, de agresiunea profesorilor, de înregistrat pe ascuns profesorii, de înregistrat elevii, de nefrecventarea școlii. Ei, toate aceste reglementări sunt extrem de bine dezvoltate în regulamente proprii școlare. Este vorba de legea educației, regulamentul școlar și de o nouă reglementare, statutul elevului, adoptată anul trecut. Și desigur, apoi vorbim de regulile mari din societate, începând la cele de mers la vot, mers la cumpărături, știu, frecventat diverse cercuri, cluburi, asociații. Eu am identificat cam 15 domenii care ar trebui cunoscute de către copii. Le-am și pus pe hârtie în acest ghid de care vă vorbeam. Cred că copiii trebuie să știe următorul aspect. Libertatea este foarte importantă pentru individ. Practic, întreaga democrație se sprijină pe acest spirit al libertății. Legea nu vine să ne împresureze, legea nu vine să ne agreseze,
Și legea vine doar să ne protejeze. Adică legea trebuie să o gândim ca o margine a conduitei umane. Cum spunea și mai devreme domnul avocat, suntem liberi atât timp cât facem ce dorim fără a aduce vătămare unei alte persoane. Asta este definiția de bază a libertății. Ori, în momentul când noi venim în contact cu alte persoane, avem nevoie de niște reglementări. În contact cu entitatea divină în care credem, avem moralitatea religioasă. În contact cu noi înșine, vorba de trăirile noastre interne, emoțiile noastre interne, este moralitatea proprie. Dar în contact cu un alt individ, cine ne reglementează conduita? Ei, aici vine legea. Ori legile, cum spuneam mai devreme, sunt destul de numeroase, unele sunt foarte aspre, altele sunt mai permisive și ele trebuie cunoscute. Copiii trebuie să învețe la ce vârstă răspund penal, la ce vârstă un polițist le poate da amendă. Ce li se întâmplă atunci când vin în contact cu organul judiciar? Care sunt organele judiciare? Cum sunt ele organizate? Ce este un avocat și când apelăm la un avocat sau la un mediator? Copiii trebuie să știe care sunt obligațiile lor în diverse grupuri pe care le frecventează, care sunt substanțele pe care nu au voie să le consume. Adulții trebuie să știe ce substanțe pot vinde sau nu vinde copiilor. Toate aceste reguli, repet, cred că ar trebui cumva predate, sistematizate și cred că un program de acesta masiv de educație juridică pentru liceeni implementat în școlile din România ar avea un succes, dar nu imediat. Este clar că avem nevoie să educăm o generație, poate chiar două sau trei, pentru a se înfilipa aceste principii ale democrației, ale statului de drept, ale drepturilor și îndatoririlor în mentalitatea noastră ca popor. Trebuie să intervin totuși cu un fapt. A spus că statul nu intervine în familie, dar ce facem când vorbim de violență domestică? Da. Mama își bate copilul de ajunge la spital. Normal este interzisă orice bătaie, din câte știm legislativ, conform. Da. Sunt două aspecte la care, într-adevăr, trebuie să facem diferențiere. Moralitate și legalitate. De exemplu, într-o familie, probabil regimul de viață a membrilor poate să fie unul mai auster, mai aspru, dar legea vine și reglementează în felul următor. Tu cu copilul tău, pe copilul tău poți să-l pedepsești cum vrei, însă nu ai voie să-l agresezi fizic, psihic, emoțional. Deci copilul trebuie protejat, pentru că copilul nu este proprietatea părintelui. El doar locuiește cu părintele care i-a dat viață, care îl îngrijește, însă părintele are niște obligații. La fel, în familie, nu ai voie să faci zgomot ca să deranjezi vecinii. Prin urmare, statul mai degrabă vrea să protejeze integritatea membrilor familiei, de aici interzicerea incestului, de aici interzicerea căsătoriei cu rudele până la gradul 4, de aici interzicerea agresiunilor fizice și vorbeați de violență domestică și de asemenea încearcă statul să intervină numai în relația cu alte persoane din afara familiei. Dar în interiorul familiei, propriile reguli, inclusiv cele de moralitate, religioase, statul nu ar trebui să se implice și cred că este corect. Am înțeles. În calitate de avocat, presupun că în foarte multe din cazurile sau cauzele pe care le-ați reprezentat, ați avut de a face și cu acest gen de problematici vizând violența. Ce ar trebui să cunoaștem în ceea ce privește aceste problematici? Când o persoană se confruntă cu probleme de violență domestică, ce ar trebui să facă? Cum reprezentați o persoană care se confruntă cu așa ceva? În general, în ceea ce privește violența domestică, am evitat, ca avocat, să reprezint persoane acuzate ca autori de violență domestică. Pentru că sunt de principiul că violența provoacă violență. Probabil acei oameni au fost, când erau mici, victime la rândul lor, dar asta nu e o scuză și nu trebuie să genereze violență la rândul lor, pentru că este un cerc vicios. Nu trebuie să-și abuzeze fizic sau verbal nici părinții copiii și nici copiii părinții mai în vârstă, spre exemplu. Pentru că există și acest gen de violență. Mai există însă un fel de violență care este foarte greu de probat. Violența psihică, violența de limbaj, violența transmisă în general asupra persoanelor vulnerabile prin
stări, prin grimase, prin gesturi, mă refer asupra copiilor sau asupra persoanelor în vârstă. Cel mai important antidot împotriva violenței domestice este cea mai gravă, cea mai mare piedică împotriva violenței domestice este tăcerea. Și cel mai bun antidot este trecerea peste acest tabu. Pentru că multe victime, la fel cum victimele unor violuri sau unor abuzuri sexuale, se tem să de oprobiu public și prin asta în mintea lor se creează un întreg angrenaj care îi face să, până la urmă, să nu denunțe infracțiunea căror victime au fost. La fel, în familie, violența în familie este de multe ori un tabu. Las că unde dă, cum spunea domnul judecător, unde dă tata crește, sau unde dă soțul crește, sau unde dă mama crește, se perpetuează niște stări de lucruri care conduc la ulterior la comportamente deviante. Un copil abuzat va fi un copil bully, cum spunea domnul judecător, sau are toate șansele să ajungă un copil bully. Un copil abuzat emoțional de părinți sau de frați are șanse să devină o persoană introvertită, închistată, agorafobă, care să-i fie foarte greu să interacționeze cu alți indivizi după ajungerea la vârsta maturității. Sunt câteva dintre concluziile pe care le-am tras în calitate de avocat și am fost nevoit de multe ori să le păstrez pentru mine, pentru că am avut și situații în care clienții pe care îi reprezentam, persoane vătămate de niște infracțiuni, mi-au cerut să nu formulăm plângere împotriva agresorului. Deși normal aveau dreptul să Deși fie apelat. Normal aveau dreptul. Am avut o situație în care o persoană mi-a cerut să nu fac, să nu formulăm plângere, însă agresiunea căreia fusese supus era atât, și cum era un bărbat, și era atât de mare încât îi pusese viața în pericol. Și ar fi însemnat să nu denunțăm o tentativă de omor. Deci, activitatea de avocat, dincolo de faptul că avem obligația să păstrăm secretul profesional, presupune intrarea în contact cu atât cu victime cât și cu agresori. Cert este că tăcerea este cea mai puternică armă a agresorilor și comunicarea este cea mai puternică armă a victimelor pe care trebuie să o folosească. Revenind la poziția dumneavoastră în calitate de judecător, ce se întâmplă când aveți asemenea cauze? În fața dumneavoastră, ca magistrat, se prezintă un agresor. Sunt două tipuri de cauze. Sunt cauzele civile, în care se invocă ca motive de divorț violența domestică, și tot în aceste cauze se pot lua măsura cunoscută, se poate lua măsuri precum ordinul de protecție, și anume îndepărtarea agresorului o perioadă de maxim 6 luni din domiciliu sau din apropierea victimelor și a părinților acesteia, prin ordin al judecătorilor. Și în al doilea tip de cauze, cele mai grave, cauzele penale, este vorba aici de infracțiuni de violență, mergând de la simple loviri până la omor asupra membrilor familiei. Ei bine, legea penală spune că pentru astfel de agresiune, la pedeapsa prevăzută de lege, se adaugă o pătrime. Așa, pedeapsa este mai mare dacă are loc o agresiune fizică asupra membrului de familie. Ca judecător, trebuie să analizezi întotdeauna o cauză, nu plecând de la prejudecăți, de genul el e bărbat, prin urmare e alcoolist și prin urmare e violent, ci trebuie să fii imparțial și să te bazezi întotdeauna pe probe. De aceea, colaborarea între victimă și avocat, dar și între autor sau agresor și avocat, este foarte importantă. În fața judecătorilor, oamenii trebuie să vină pregătiți pentru a aproba sau a infirma afirmațiile care se fac, alegațiile care se fac în cursul procesului, pentru ca judecătorul să stabilească întotdeauna adevăr. Însă,
Dincolo de hotărârea judecătorească care se dă de către autoritatea judecătorească, nu se poate niciodată liniști lucrurile în familia respectivă, ci cei doi, adulții cei doi, trebuie să decidă ce este cel mai bine de făcut. Dacă este cazul să se separe, atunci se separă. Dar nu trebuie ca minorul, copilul din rezultat din căsătorie să aibă de suferit. El în continuare are doi părinți, chiar dacă aceștia nu se mai înțeleg. Din păcate, actele de agresiune, să știți că se comit și din partea unor copii care au mai crescut, unii poate au devenit majori, împotriva părinților lor. Din acest punct de vedere, trebuie cunoscut că în codul civil este o regulă nouă introdusă și anume copilul are îndatorirea de respect față de părintele său pe tot parcursul vieții. Unii au impresia că dacă au 18 ani, nu mai este necesar să-și respecte părinții. Bine, nu este deloc așa. Un alt aspect sesizat de legislația penală, ca să trecem de la violență la alte aspecte, este legat de infracțiunile dare de mită, luare de mită. Ei, aceste infracțiuni, după cum observăm, sunt cam prezente în viața cotidiană. Să zicem, o persoană merge la medic și consideră că nu va avea parte de același tratament dacă nu oferă un pliculeț cu o sumă consistentă sau mai modică de bani. Sau un medic de asemenea consideră, ok, e o atenție, de ce nu? Spun un caz ipotetic, nu fac referire la absolut nimic, dar, bineînțeles, în societate suntem destul de obișnuiți, probabil din epoca fanariotă, că așa se spune că atunci a început să se cumpere totul, cu această practică, o atenție micuță, o favoare și atunci îmi voi rezolva problemele. Care este poziția unui judecător față de aceste fapte, care de altfel le găsim de fiecare dată judecate pe rolul instanțelor? Corupția este de mai multe feluri. Cele mai cunoscute infracțiuni sunt darea de mită, luarea de mită, mai avem și altele, traficul de influență, cumpărarea de influență și niște infracțiuni care se comit în legătură cu serviciu, care sunt considerate asimilate corupție. Vreau să vă spun că acest flagel al corupției a împânzit toate sectoarele din România, a ajuns în instituțiile publice ale statului la cel mai înalt nivel. Este o realitate de care nu mai are rost să ne ascundem. Și este o realitate care se datorează aceleași mentalități de care vorbeam mai devreme. Păi cum numim noi mita? O numim atenție, o numim cinste. Întrebare, ai făcut cinste sau l-ai onorat pe Cutărescu? Mai este o expresie, nu știu dacă și în Ardeal se folosește, Moldova, sigur, îi dai dreptul. Trebuie să-i dea dreptul la cuiva. Deci mita a devenit o chestie atât de firească, atât de normală, încât îi se cuvine unui medic, unui profesor, unui judecător, unui polițist, pentru a își îndeplini îndatoririle. Cred că nu mai merge nici așa, nici cu mita, nici cu atenția. Este nevoie să înțelegem că atunci când plătești, dai un bonus, poftim, unei persoane care este salarizată din bani publici, ai comis o ilegalitate. Și dacă procurorii află de acest lucru, este investigat atât persoana care a dat mită, cât și persoana care a luat mită. Prin urmare, sfătuiesc ca orice persoană căreia îi se cere o anumită sumă de bani pentru ca un funcționar al statului să își îndeplinească datoria, să înțeleagă că acest lucru este ilegal, să înțeleagă acel cetățean că el are dreptul la un serviciu curat, onest, din partea acelui funcționar și să meargă în mod firesc la procuror să denunțe fapta. Ca judecător nu am niciun fel de toleranță față de corupție. Nu plec, sigur, de la ideea preconcepută că cel aflat în fața mea este corupt. Cel în fața mea este o persoană acuzată de corupție și trebuie să se probeze, în cazul nostru de către procuror, că s-a săvârșit fapta. Dar cu cât funcția celui care este corupt este mai înaltă în stat, părerea mea este că cu atât sancțiunea trebuie aplicată cu mai multă fermitate. Și mai mult, avem legislație introdusă relativ recent în România, potrivit căreia, în caz de corupție, trebuie făcute investigații asupra bunurilor, averii dobândite de către persoana respectivă în ultimii 5 ani de zile și dacă se descoperă că are bunuri nejustificate, avere nejustificată, se poate prezuma că ea a fost dobândită la fel prin acte de corupție similare și atunci, dacă nu demonstrează cel acuzat că a dobândit averea în mod licit, urmează ca averea asta să fie confiscată. Așadar, grijă mare la cei care se implică în acte de corupție, s-ar putea ca efectele să fie mult mai dure decât își imaginează. Dacă pe parcursul, spuneați dumneavoastră ca judecător, dacă pe parcursul judecării unei cauze se schimbă legislația, se schimbă codul penal,
uite, se modifică, să zicem, niște articole din codul penal și automat fapta care a fost incriminată înainte nu mai este incriminată. Dumneavoastră, cum realizați actul de judecată? Vis-a-vis legislația posteriori sau legislația... Da. Vă spuneam mai devreme că unul dintre principiile după care funcționează democrația este principiul legalității. Asta înseamnă că eu aplic o lege care este în vigoare la momentul judecății. Așadar, dacă o infracțiune a fost comisă la momentul T0, dar în momentul judecății acea infracțiune nu mai există în legislație la momentul T1, eu sunt obligat să dau efect legislației noi. Avem reguli expres prevăzute inclusiv în Constituția României care spun că pe parcursul unui proces, dacă se modifică legislația, se aplică întotdeauna cea mai favorabilă. Și evident, mai favorabilă unui inculpat este abrogarea sau micșorarea pedepselor. Mai avem un tip de salvgardare, dacă vreți, a inculpaților. După ce noi îi condamnăm, vine guvernul și grațiază. Nu pot să spun eu că este o măsură bună sau nu, potrivită sau nu. Cred însă că sunt infracțiuni care nu ar trebui grațiate. Mă refer la infracțiune violență, infracțiune de omor și, desigur, infracțiune de corupție. Mi se pare normal, dacă astea sunt vicii, sunt boli sociale, ele nu pot fi decât tratate, nu pot fi iertate. Părerea mea că numai preoții trebuie să ierte. Justiția nu are această datorire, dar, desigur, rămâne abilitatea guvernului prin Parlament, că, desigur, trebuie aprobat o lege, sau abilitatea, competența președintelui să dea un act de grațiere individual. Însă trebuie să spunem populație că cei grațiați sunt iertați doar de pedeapsă, nu li se șterge fapta din cazier. Ea este înscrisă în cazier, prin urmare, săvârșirea unei noi infracțiuni după momentul grațierii va constitui infracțiune comisă în stare de recidivă. Domnule avocat, vă voi adresa așadar aceeași întrebare. Cum vedeți dumneavoastră, dacă în momentul în care a început un proces a fost o legislație, iar pe parcursul perioadei în care se dezvoltă procesul, au loc diverse etape, se schimbă legislația? Cum vă raportați dumneavoastră în calitate de avocat? Există, ceea ce privește dreptul penal material, principiul aplicării legii penale mai favorabile. Deci voi invoca legea penală mai favorabilă. Acum, în sistemul nostru judiciar, există o întreagă discuție. A existat și o decizie a Curții Constituționale care face trimitere la aplicarea incorporare globală a legii penale mai favorabile. Sunt multe discuții pentru că uneori în ceea ce privește diverse dispoziții, fie din codurile penale vechi sau actual, fie din legi speciale, în care anumite dispoziții sunt favorabile în legea nouă, celelalte sunt favorabile în legea veche. Vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine în această seară și de noi și de telespectatorii noștri. Mulțumesc și eu foarte mult pentru invitație. Vă mulțumim. Stimați telespectatori, până data viitoare, toate cele bune!